Psalmul 15. Doamne, cine va locui în cortul Tău? Cine va locui pe muntele Tău cel sfânt? Cel ce umblă neprihănirea, cel ce face voia lui Dumnezeu și spune adevărul din inimă. Acela nu clevetește cu limba lui, nu face rău semănului său și nu aruncă o cară asupra aproapelui său. El privește cu dispreț pe cel vrednic de disprețuit și cinstește pe cel ce se teme de Domnul. El nu-și ia vorba înapoi dacă face un jurământ în paguba lui. El nu-și dă bani cu dobândă și nu-i amită împotriva celui nevinovat. Ceea ce se poartă așa nu se clatină niciodată. Amin. Amin.